după intrarea lui Bota, să-l ținem, îl ținem. Ne-a Verstappen, n-am ce să fac, chiar n-am ce să fac. Împinge mașina în jos, nu-mi vine să cred. Ne-am rupt aripa față. What? În acest videoclip reproduc cursa din 2021 de Formula 1 de la Baku. Dacă se strângeți aici, vreau să vă spun că mai mult de 80% din oamenii care se uită la aceste videoclipuri nu sunt abonați la canal. Deci vă rog, apăsați butonul roșu de abonare de mai jos și acel de like, pentru că mă ajută extrem de mult și chiar aș aprecia. Mulțumesc! Deci, cum deja am zis, astăzi ne întrecem pe circuitul de la Baku din Azerbaijan. Circuitul ăsta este stradal și este cam îngust, deci este destul de dificil de mers pe el. Dar chiar mi-a plăcut, pentru că au fost multe incidente, multe momente distractive, dar și câteva nenorocoase. Deci uitați-vă până la sfârșit ca să le vedeți pe toate. Mai întâi o să avem un one-shot qualifying, ca să vă puteți compara timpul meu cu timpul al vostru, dacă jucați și vă jocul de Formula 1. Deci descurc vorbitul, haideți la one-shot qualifying și după aia la cursă! Ok, mai avem puțin și începem calificările, dar mai întâi trebuie să ne punem mânușile noastre norocoase, pentru că avem numai o șansă să scoatem cel mai mult timp la calificări ca să ne plasăm cât mai sus pe grilă. Aproape reîncepem și am început calificările. Frânăm pentru prima curbă tare, tare, ușor face reacție să nu ne vârte prea mult roțile. Foarte, foarte îngust acest circuit. Poți să atingi parapetul foarte, foarte repede. Am observat că subvirează puțin această mașină McLaren. Suntem pe locul 13 momentan, ceea ce nu este prea bine. Am locul 7 acum, în această șicană foarte grea. Am ieșit larg acolo, dar colectăm cât de cât. Acolo am trecut pe lângă castelul de aici din Azerbaijan, din Baku. Zona de frânare foarte mare acolo. Și intrăm în alt viraj. Ieșim pe curb. Acum în linie dreaptă, full accelerație. Spatele lui Verstappen acolo. Și acum suntem pe partea dreaptă a circuitului. Avem DRS. Să vedem ce loc putem să scoatem aici. Gata, terminat calificările, turul nostru. Și pe ce loc? Pe 4. Începem pe locul 4, ceea ce este foarte, foarte bine în acest McLaren. Locul 1, Bottas, după aia Verstappen, Lewis, eu. Deci acum că am terminat calificările, haideți la cursă! Și turăm așa la maxim prima, a doua, a treia, a patra, a cincea luminiță. Și am plecat pentru mare premiu al Azerbaijanului, un start chiar bun. Intrăm pe interiorul lui Verstappen, frânăm în prima curbă, interiorul lui Bottas, îl ținem, îl ținem, îl ținem. Și l-am luat. Wow, wow, wow. Prima curbă, locul 1. Nu îmi vine să cred. Ușor bază de astea aici, să nu ne învârtim prea mult roțile. Suntem pe locul, chiar nu îmi vine să cred așa ceva. Ok, acum. Trebuie să am foarte multă grijă pe frânarea aceasta și pe următoarele curbe, să nu pierd acest loc, pentru că este foarte, foarte important să țin pe locul 1. Mașina. Foarte apropiat, ne apropiem foarte, foarte mult de acel perete din stânga. La maxim cu volanul. Okay, that's a good start. Pe lângă
castel, nu mai pot să vorbesc, să mă conțineți foarte, foarte tare. Ne-a zis inginerul în urechi că am un start destul de bun, ceea ce cred și eu. M-a strat până acolo, încă o zonă mare de frânare. E foarte important să nu frâneze în timp ce îți miști volanul prea mult, că altfel roțile nu ating așa de mult pământul și deci frânezi mai greu și ți-ar putea să subirezi sau să dai lock-up la cauciucurile față. Începem să facem o distanță între Boda și mine, dar acum o să aibă DRS Boda și eu nu am DRS pentru că el este cu mai puțin de o secundă în spatele meu. Dar sperăm că nu mai am și fast slap. Prima zonă de frânare pe partea dreaptă. Acolo mi-am umbrat foarte mult de perete. Foarte frumos acest oraș Baku. Este destul de vechi și are o arhitectură extrem de mișto. Opa, aveam pierdut-o acolo. Mă uit într-una în retrovizieră ca să văd unde pot ați în spatele meu. Chiar nu vreau să mă ia. Avem sectorul 1 MOV, adică cel mai rapid sector din toți. Atingem puțin de acel perete, aolo, din nou atingem acolo. E și mai clar, chiar n-am făcut bine acest sector, deloc, deloc, deloc. Dar nu cred că n-am prins bătați prea mult și din fericire n-am avut damage la mașină. Cât am grijă acolo, este foarte, foarte greu de luat acel complex de curbe de lângă castel. Și dacă vă gândiți puțin, practic noi acum mergem pe strada orașului Baku. Deci străzile noastre sunt așa de bune încât încât poate să meargă mașina de Formula 1 pe ele, în timp ce noi avem destul de multe gropi. Vine Bottas și cred că o să mai aici cu DRS-ul. Din păcate mai ia cu DRS-ul, n-am avut ce fac. Hai, deci putem să facem să luăm Verstappen în spate. Pe interior încerc, nu pot, nu pot. Încă o zonă de DRS aici, încercăm să luăm Bottas. Haide, 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 hai să-l prindem în spate. Nu merge. Acum că suntem în spatele lui, avem niște dirty air, adică aer turbulent din față, nu este curat. Și deci avem mai puțină forță aerodinamică care ne împinge mașina în jos. Nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred! Ne-am rupt tarifa față. What? No, aoleu, nu pot să cred așa ceva. Deci acum chiar că avem foarte puțină aerodinamică, deci am multă grijă. Am vrut o parte din aripă față și asta va afecta toată mașina, pentru că practic primul loc unde atinge aerul este aripa față și după aia aerul ăla se duce pe toată mașina și dacă nu este controlat bine aerul de pe aripa față, înseamnă că o să distrugă aerodinamica la toată mașina. Damperage fuel. Ne-a Verstappen. N-am ce să fac. Chiar n-am ce să fac. Și, dar nu vreau să cred. Ne-a și Hamilton. Nu pot să cred că ne-a și Hamilton. Eu încercăm interior, dar chiar nu pot. Chiar nu pot. Chiar se simte acel... acea forță aerodinamică care nu este acolo, aproape am comis-o din nou. Nu știu ce am acum, chiar nu știu ce am. Nu știu cum să ne apropiem, dar cum vedeți, eu merg la fel de
merg la fel ca înainte, dar se pare că nu pot să-i prind pe cei din față. Am câteva greșeli. Vedem în față clădirile din Baku înalte. Măcar un loc 4. Bine că n-am ajuns pe locul 5. Am trecut pe locul 4, suntem pe locul 4. Am avut un start extrem de bun și am trecut pe locul 1 înainte de primul viraj. Dar se pare că n-am avut grijă și am rupt aripa față, ceea ce a făcut să am puțin aerodinamică și să cad până pe locul 4 din nou. Din fericire, Stroll în spate nu este așa de rapid. Deci putem să reținem gap-ul de el. Pe aici am multă grijă, pentru că stau cu accelerația la maxim. Și dacă n-am aerodinamică bună, înseamnă că o să comit dacă n-am grijă. A luat Hamilton pe sesele, mi se pare. Ultimul tur. Avem o distanță destul de mare în față și în spate, cam la fel distanța. Deci stăm destul de bine cu cei din spate. Survirați acolo puțin mașina. Da, chiar nu știu că am încăzut acolo pe lângă Castel, acum o să vină virajul unde am intrat. În parapete. Aici. Am venit prea tare în acest viraj și am intrat. Acolo chiar trebuie să te riști puțin. Ieșim la puțin acolo. Hai că din păcate ne prinde Stroll. Dar să încercăm să avem un tur final destul de bun. Să sperăm că nu ne prinde cu DRS-ul pe partea lungă a circuitului. Opa, s-apropie. 5 suntem în spatele nostru. Am început să rămânem și fără combustibil, pentru că am mers cu combustibilul pe aici. Nu, nu. Nu, Stroll, nu. Nu te lasă pe ei, nu te lasă pe ei. Nu pot să cred. Ne-am luat Stroll în ultimul moment. Ne-am luat Stroll în ultimul moment. Nu pot să cred. Aoleu. Aoleu, aoleu, aoleu. Asta este. Am avut o cursă destul de bună. Am început pe 4, am terminat pe locul 5. Și din păcate am uitat acolo în parapete. Chiar dacă am avut un start extrem de bun și am trecut de pe locul 4 pe locul 1 înainte de prima curbă. Dar, cum ați văzut, am avut acel accident micuț și asta a cauzat să nu mai am așa mare aerodinamică și să nu pot să merg așa de repede cum mergeam înainte. Dar a fost o cursă destul de bună, pe un circuit extrem de mișto în Baku, care este un oraș extrem de superb. Și da, chiar mi-a plăcut și sper că v-a plăcut și vouă. Wow, 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 chiar a fost mișto acea cursă. Am mers pe locul 1, dar după aia am căzut înapoi pe locul 4. Mie tot mi-a plăcut și sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul roșu de abonare de mai jos și acel de like. Dacă tot sunteți acolo, lăsați un coment pentru că mă ajută foarte mult și chiar aș aprecia. Deci, ca întotdeauna, să aveți o zi minunată și o să vă văd următorul videoclip. Pa!